Văzută din depărtare, de pe întinsul stepelor ucrainene, mănăstirea Pociaevo oferă la prima vedere sentimentul unei viziuni, a unui bastion aflat dincolo de cătarea ochilor omenești, o zămislire aurită care parcă se coboară din ceruri pe aripi de îngeri, o fortăreață nepăzită de arme ucigătoare, ci de făpturi sfinte care ocrotesc locul de peste 800 de ani. Lavra de la Pociaevo este vegheată de cetele sfinților și de rugăciunile oamenilor. În interiorul bisericii este marcat locul în care, cu sute de ani în urmă, Sfânta Fecioară Maria a apărut în lumina orbitoare călugărilor, care se rugau în pustia Pociaevului. De atunci a rămas o adâncitură în stânca promontoriului, în formă de picior, urmând conturul anatomic al unui pas omenesc, adâncitură peste care se află astăzi înălțată mănăstirea. Acestei urme îi se mai spune și Sfântul Picioruș. Locul este delimitat de icoane și de reprezentări vizuale ale minunii, iar monahii, din rațiuni funcționale, au realizat un acoperământ brodat, întrucât urma concretă a călcâiului Maicii Domnului se află cu aproximativ un metru mai jos față de pardoseala catedralei. Sute de ani și în repetate rânduri, Maica Domnului a ocrotit Pociaevo. O istorisire târzie cu aură de legendă povestește și maniera în care, în anul 1675, un asediu turcesc a fost zădărnicit și invadatorii alungați ca urmare a apariției Sfintei Fecioare. Mănăstirea Pociaevo este celebră în spațiul slav și datorită prezenței în catedrală a icoanei făcătoare de minuni, care este cunoscută și recunoscută ca Maica Domnului de la Pociaevo. În timpurile înfloririi mănăstirii, obștea a primit sprijin financiar consistent din partea unei nobile doamne, pe nume Ana Hoica, iar când, prin casa acesteia, a trecut în ospeție un călugăr bulgar, a fost lăsată în dar și icoana, care urma să fie venerată datorită darului facerii de minuni. Există câteva elemente care fac din Pociaevo un loc unic în acest spațiu slav. În primul rând, aici sfințenia este legată de apariția Maicii Domnului și de pietatea care s-a plămădit, începându-se cu această minune. În al doilea rând, nevoințele monahilor viețuitori în Marea Mănăstire au făcut ca pragul trecerii spre aura sfințeniei să fie atins și recunoscut ca atare și astfel marile pelerinaje să fie dedicate și trăitorilor în viața austeră din mănăstirea închinată Maicii Domnului. Și în aceste timpuri, ca și veacuri mai înainte sau decenii după, icoana, Sfintele Moaște, amintirea minunilor petrecute aici, mângâierea binecuvântată a Maicii Domnului și metaniile de taină ale rugătorilor, pot descrie sintetic ce înseamnă Duhul Perenității și mai ales voia lui Dumnezeu ca unele lucruri și fapte să existe și altele să se stingă.